Domnul Petre, bună ziua! Bună ziua! Așa! Bună, la ăla, cine e bună! Da, am plecat de unde ne-am cazat noi la... Poliul lui Soc. Așa, un loc foarte, foarte frumos, vreau să zic așa. Vreau să zic... Și resortul, când întorneam de la cai. Da, vreau să zic, hai grijă la cățel să nu-l lovim. Hai grijă, hai grijă. Vreau să zic așa, un loc foarte, foarte, foarte fain, foarte, foarte bine îngrijit, curat, un loc, pot să zic eu, de 10 stele, dacă sunt 10 stele să fie maxim. Mâncarea cum ți-a supărut? Vreau să zic foarte bine, foarte bine făcută și foarte atent. Deci, am fost în locuri, apropiate, gen... gen de oraș și... Nu a fost așa. Nu, nu, nu. Deci, să face la grabă, să face la obrăznicie, să stă de aici. Ce a făcut resortul Cristi, a cui resortul a pus accent pe calitate din la început, nu, Vasile? Da, da. Aici... Deci, până la clanța de la ușă și până la paharul din pe da, pisnia. Da, deci totul e... Calitate. Totul e calitate. Da. Așa, aici avem pe domnul Vasile, astăzi șofer. Șoferul nostru, domnul Vasile, vă mulțumim că... v-a spus la dispoziția noastră. Eu cu Petre vrem să vedem. Lasă începul. Știi tu? Așa, nu, un pic, nu, un pic, stați așa un pic, stați așa un pic. Stați o secundă, vă rog. Așa, deci tot așa, nu, un pic. Îmi plac mașinile astea la care dai de mâner, că zi, nu se blochează, nu se strâng ușile. Din câte am înțeles, omul cu resortul, cu restaurantul și cu hotelul și cu tot are și fermă. Da, din da. Câte am înțeles. Ferma proprie. Așa, ferma proprie, văcuțe, treburi. Da. Porci. Așa. Vaci. Cai. Așa și... Dacă o filmăm, du-te prima dată până la fermă, bă. Și pâinea să face lagul la... Mere la cai prima dată, vă simt. Mere la cai. Aveți la ce fain aici. Aici tot chiar are licrită de pus de resort aparține. Ce? Aici e casa lui. Aici e casa lui părintească. A, aici unde se vede acum ca? Aici, aici. A, acolo. Am înțeles. Aici a luat altcineva asta de cărăminte. Dincolo, aici are pentru vară. Foișori, chestii, trestii, paratrestii. Dar vezi că luăm pe aici în dreapta, Cristin, ia vezi. Unde? Ia pe aici. Aici, la deal. Du-te, mă. Da, pa, da. Pe aici trebuie să urcăm. Da, da. Păi să ne ferească bunul Dumnezeu, mă, omule. Ne apucăm acum de camel trofic. Hai de capul meu, ce șanț, mă. N-ai grijă. Eu n-am grijă, numai să nu ne răsturnăm. Cum să ne răsturnăm? Știu eu, îmi țineți de volan, domn Vasile. Sunt eu mai greu pe partea unui. Ia și fain ce vei. E, da, domn Vasile. Asară, ați fost la chef asară? N-ați fost la chef, nu v-am văzut. N-am făcut sau, chef în țară, o ziua mea. Și ați servit ceva? Am servit ceva. Ioi! Da, omule. Ce, mă, că e rău, șef. Da, încălecați acolo, așa e fain. Îl doare pe Petre spațiile. Nu îl doare, mă. Păi ce urci, cobori din două ori, păi ce gata. Aci e terapie de aia chinezească. Hai, mamă, să nu ne levească vreo creangă pe ăsta cap. Iar, știi. Păi aici urcați zilnic? Da. Și iată ori pe și că plouă? Și că plouă? Când plouă, urcăm cu ATV-ul pe jos. Cristine, păi ce urca pe un jeep? O mie de litri de apă la cai aici, în vârf. Pe aici? Păi da. Dar le mai duceți apă cu jeepul? Avem apă. Am, aveți apă. Ioi, ioi, ioi. Dacă aici de nu ești atent, te lovește pe față crenga de copac. Ține capul la cutie, nu știu. Fii atent aici. De ce nu vă puneți să faceți un pic de... Acum v-ați vopsit recent mașina? Nu. Asta e lucru, nu vopsesc. Deci niciodată nu vopsesc? Nu. Nu schimb la 2 ani. Ia grajul aici, ce fain se vede aici, Cristine. Unde? E acolo, e ferma. Ferma. Vezi, acolo. Păi noi am urcat sus ca să coborâm jos la fermă? Nu, noi am urcat la cai, cai sunt pășunești. Aaa, am înțeles. Bă, ți-ți va cine afară? Cum s-a dat tava afară, Vasile? Super. Bine, nu, păi scuze, vă dau o zile până să obișnuim, dar nu mai. Pas, cât bine. Nu, Vasile, mereți încet, că așa bine am mâncat cu Petre. Și nu de alta, dar... Da? Păi să așeze, să mai putem mânca, bă, când ajungem mâna. Asta e ideea. Asta e ideea. Dar n-aș vrea ca să... Vrea să facă profil la firmă, bă. Da. Dar n-aș vrea ca să dăm afară. Nu, nu. Nu mai ai să pui deasupra. Cam asta e șmecheria, mă, știi? Hai, bă, ce imediat. Da, aici are cai.
Ce începe mai aveți? Și ai Vasile? Și o mânză. Și o mânză. Și acum faceți la dreapta? Da. Hai de capul meu, măi, omule! Ce, mă? Da. Puteți să urci o podâmbă. Relaxam. De aici o să vedem șatra? Nu. Așa, pe aici treaba. Aici se apele lucruri, știi? Am ajuns sus pe... Ia trege la resort, ia și pe pogine. Da, pe da. Deci 5 epe achiziționate de la domnul Fitero. Da. E mânză. Foarte frumoase. Foarte frumoase, deosebit de frumoase. 3 de vânzare, că nu le utilizează noastră. 3 dintre ele de vânzare. Am înțeles. Îți lasă două care sunt pereche, care sunt mai pereche. Și 3 dintre ele de vânzare. Asta frumoase. Am înțeles. Uite-te. Da. Și aia cu mânzul de vânzare, Vasile? Nu. Ai o țineță, așa-i? Am o inițial nici el nu știe care le vinde. Păi eu n-aș vinde niciuna, mă, ce fain este, mă, așa-i? Da. Dar n-aveți ce face voi cu ele. Ce să facem cu toate? Domn Vasile, le știți numele la toate? Da. Că atunci noi am putea să vorbim da. Un pic și despre nume, bune, ca să se înțeleagă dacă cineva asta, o să sune pentru... Asta e Mari. Da. Din 2017. Asta e Mara, cu mânzul. Aia la altă e Miha. Cam câți ani au? Miruna cam câți și au? Și 4-5 câți 5, au? 4-5 ani. Da, din 2017. Dau pe ele ștanța. Aha. Asta e mama la mânză, mă. Nu, mă. Aceea e la altă. Hai tu, hai fiticuța. Tată la mânză ăsta care? Tată la mânză, iar măsarul e la mine. Tot e la Fitero, tot o generație. Am înțeles. Fain e. Dar e mânză asta. Da, mânză. Ce s-a schimbat ea? Zi, dragă. Mânza o ține, așa-i? Nu știu cât a ține o mânză. Nu, la noi e de ajuns strică. Nu avem de ieșit mai mult cu trica aia odată. La călărie. Asta e. Îs învățate la căruță, tate. Le folosiți și la călărie? Da. Asta, aia este breza. Asta cu mânzul și asta la altă o folosite mai mult. Mânza la nu căruță. Mânza nu se simte în apele cu noi aici. E agitată mânzuca? Da, da, nu îi place de noi. Am scos o prima zâmpășune. Aha. Nu. No. Ia, ai văzut cum o vine mânza să o ducă? Ai văzut de ce a fost agitată? Alea două breze, asta și cu acele le-am prins mai mult. Se poate și proba asta mere pe tot, în toate pozițiile, n-are... No, pădure n-am făcut, dar se poate face, vreie să margă. Domn Vasile, vorbim acum de apa de jos. Acum am dat imagine pe ea. Pe ea, cum o cheamă? Prima. Da. Minerva. Așa. Și acum dăm pe apa cu mânz. Cum o cheamă pe apa cu mânz? Mara. Așa. Și cea din față, cea mai închisă la culoare, cum o cheamă? Miruna. Și cea din spatele ei? Mari. Așa. Și cea din partea asta? Miha. Așa. Tătesc cu mânz, din anul ăla. Deci tătesc cu... Așa, dar noi am dat acum pe imagine, Petre, că dacă hai omul se uită... Da, să le văd. Deci astea două ar fi de vânzare. Miha... Și asta ce, să freacă la picior acum? Da, și cealaltă. Și care? Și asta, Miha. Deci asta ce, să... Care-s lângă la altă care-s acum? Care-s lângă la altă acum? Din sus e mânză, alea din sus. Am înțeles, deci cea din față, murga închisă... Da. Nu. Cea... Nu, ultimele două. Spate. Ultimele două, am înțeles. Deci care-s astea... mai pereche în culoare, că și pereche în culoare mărbinii astea. Da. Am folosit-o mai puțin la căruță, dar mere. Dar nu, probe și de genul, nu știu, dar le poți prinde să vadă omul cum mere, poți și aici, ori pe unde, cu căruța, fără nicio problemă. Foarte frumoase. Dar și mânza, mă, ce simpatică e. A ta e mai mare mânza ca asta? Fix așa, și în culoare și brezul și tot. Ce simpatic. Aveți gardul făcut electric până sus, așa-i? Da, și mai avem o parte dincolo, dar încă nu le-am dat drum acolo, le dăm mai târziu. Că îi schimbăm, îi lăsăm 2 săptămâni, 3, după aia mutăm în altă parte. Ca să nu calce, să nu calce tătă iarba, așa? Da. Să lăsați ca să se... Am înțeles. Îs montate astea amândouă de... Astea care vreți să le vindeți. Da, tăți îs montate. Cu armăsarul ce l-aveți dumneavoastră în murg? Da. Cu armăsarul care le-am adus o generație, domnul Fitero, le-am adus de la Fitero. Achiziționat armăsarul. Am înțeles. Murg închis, mai închis? Murg închis ca aceea, ca prima. Da. Ca... Miru.
Mânzul care l-ai filmat ieri la mine al lui Cipri, uită din armăsarul lui Vasile. Aha. Care? Ăla mai înalt? Ăla de un an și două luni? Da, ăla. Tă din armăsarul. Am înțeles. Până ieșim de aici. Aici dă drumul, cred că. Așa, aici nici dă drumul. O aruncat un pic de noroi? V-a luat un pic creditul, așa-i? A? Da, dacă l-am avut fiecare an. La fel. Aia, pus acolo nu m-au trebuit să trageți plasa, da? Nu, mă... Ai reparat.
hai să și vedem noi din camera afară. Acolo unde e acolo unde e tu de aia în vârf, așa-i? Da, e antena mini. Nu pot să nu pun antena acolo. Încă un pic mai dat, mai dat, frate, mă poate vezi. Ăla-i. Florile câmpului, ce frumoasă sunt. Așa și până în șatra, avem traseu de ATV-ul. Câți kilometri? 16. 16 kilometri? Da, de aici până în șatra. Domnul Vasile, ce am să vă întreb? Legat de, legat de resortul unde lucrați dumneavoastră, Podină Resort. Resortul oferă cazare. Da. Am văzut o sală mare frumoasă. Da, am văzut sală de evenimente. Sală mică, terasă, da, mare, unde am luat acum micul dejun, plus mai au ceva sală jos, așa e? Da, sala de evenimente mare e jos. Avem câte, de câte, câte mese sau cum? E de vreo 700 de persoane. Du-te. Da. Deci acolo sunt puține evenimente adevărate. Se fac nunți de 600 de persoane, cam de 500, la noi normal 600. Așa, plus se pot face tot felul de evenimente înăuntru. Castinguri, mă gândesc, sau știu, eu nu știu, da, cum să le zic, unde să strâng oameni de afaceri, da, așa-i? Da, da, da. Noi acum am urcat la cai, aveți și trăsuri, da, faceți plimbări cu trăsurile, aveți ponei, da, călărie. Călărie, vin copii să, da, pot urca pe, pe ponei, să pot da cu familia cu, cu trăsurile, da, tot așa aveți trasee, nu? Da, avem trasee. Ce trasee aveți pentru cai? Pentru, pentru cai? Cât de lungi? Păi se poate merge până în șatra, dacă se dorește. Deci poți să mergi 16 km, da, 16 întors. Da. Zic, o aventură frumoasă de o zi. De o zi, da. Frumos, cu relaxare, ți-ai luat picnic sau ți-ai luat de la, de la restaurant, da, ți-ai luat tot ce trebuie, bine zic? Da. Așa. Am vorbit cu Petre aseară și mi-a spus așa, Petre, Cristi, orice dorești să-ți facă doamnele de mâncare, orice să faci aici. Da. Și vreau să zic că calitate... Mi-a plăcut foarte, foarte mult cum a fost făcută mâncarea, cu grijă, pusă frumos, asortată frumos. E treaba bună. Bun, acum sărim de la una la alta. Sărim de la cai la ATV-uri. Tot așa aveți traseu, se poate merge pe traseu cu cai, șai? Da. Au fost când s-au dus cu cai și au venit și cu ATV-urile după, ușor, sau știu eu. Da, se poate. Se poate, șai? Da. Depinde cine ce dorește. Sunt care vreau ATV-uri, în general copiii merg cu cai, care... Așa. Deci e treaba foarte, foarte bună. Omul s-a muncit foarte, foarte mult să-și facă treaba asta. O să coborâm în jos să mai vedem un pic la fermă. Da, acolo avem vacile, porci. De acolo se duce, de acolo se aprovizionează în mare parte restaurantul, așa-i? Da. Ce, ce sună așa? E un cap de planetar în bate. Fain, fain sună. Ai, dar sună la mine așa, eu ar fi, bai. Eu cum aud o mică, sun... Oi, mamă. Dar nu sună numai când e cu plată față. Când e cu plată față, am înțeles. Aici o să ne dăm jos. Aici coborâm pe altă parte, aha, tot acolo. Aha. O să stai? Da. Aici amesteacă, nu? Un copac foarte frumos. Hai să avem grijă să nu ne pălmuiască crenguțele. E un pic de grade aici. Da? E un pic de grade la vale. Frumos miroase de afară.